Da, domnul Mocanu, vă rog. Stimați concetățeni, eu nu mi-am propus să vorbesc astăzi despre agricultură. Eu folosesc oportunitatea de a veni la un post de televiziune și de a vă vorbi exact mesajul pe care avem noi să vă-l transmitem. Mie îmi displace acest mod de a discuta pe teme concrete, de a discuta chipurile probleme pe care vă interesează pe dumneavoastră. Asta vor discuta specialiștii în agricultură după campania electorală și eu nu pot permite luxul acum să mă duc pe hățișurile unor teme care nu sunt importante și nu sunt relevante pentru această campanie electorală, nu pentru că ele n-ar fi importante în general, ci pentru că ele nu au cum să vă dea dumneavoastră o șansă să alegeți corect în această campanie electorală. De 2 luni de zile eu în această campanie electorală trâmbițez și spun peste tot cât pot că mafia în Republica Moldova acum vrea să controleze polițienii din țara asta. Acum în aceste alegeri se întâmplă în ochii noștri un caz foarte grav. Partidul Democrat a băgat în mod foarte cinic toată mafia lui Plohotniuc pe lista acestui partid. Ieri, pe lista acestui partid a venit și capul mafiei din Republica Moldova, Vlad Plohotniuc, care acum este pe locul 2 în această listă. Este foarte grav acest lucru. Este foarte grav nu pentru că acum, venind Plohotniuc, începe mafia să controleze. Asta s-a întâmplat de mult, de atunci de când Plohotniuc a cumpărat acest partid. Faptul că el a venit, asta înseamnă o sfidare cinică a acestei societăți, o sfidare groaznică a dumneavoastră. Eu până în ultima clipă am sperat că lucrul ăsta nu se întâmplă. La această acuzație? Dați-mi voi să-mi folosesc timpul. Și vă rog să nu mă întrerupeți. Da, oricum, vorbeam despre agricultură, am stabilit un subiect. Dumneavoastră puteți să stabiliți câte subiecte vreți, dar dumneavoastră sunteți în campanie electorală și trebuie să ne dați posibilitatea să le spunem alegătorii cei ce credem noi că ne poate aduce în Parlament. Dumneavoastră puteți să dați mă și despre broaște. Asta vă rog să ne respectați. Nu, eu nu pot să respect chestia asta, eu nu pot să respect chestia asta și trebuie să le spun telespectatorilor exact ce vreau eu să le spun. Pentru că postul dumneavoastră de televiziune, ca și alte posturi de altfel, fac partizanat la ora actuală. Îmi pare foarte rău să spun lucrul ăsta. Vreau să aduceți probe. Da, sigur aduc probe. Eu până la sfârșitul campaniei sper să povestesc cum ați depășit dumneavoastră criza financiară din vara acestui an, că e legată de subiectul despre care vorbesc eu acum. E legată de Plohotniuc. Deci Plohotniuc acum este pe lista Partidului Democrat. Așa cum vă spuneam, acest lucru mă face pe mine să vin acum în ultima săptămână și să strig în gura mare. Strângeți rândurile și veniți să combatem această mafie. Ca altfel, în scurt timp, Republica Moldova va ajunge cerșătoare la acești mafioți care în timp de mai mult timp, de mai mulți ani de zile, au furat tot în țara asta și acum vin să ne conducă. Domnul Mocanu, ce soluție aveți dumneavoastră pentru a dezvolta economia Moldovei? Stimați mei concetățeni, așa cum vă spuneam, să nu credeți cumva că cei care se află acum la guvernare, aceste legume politice care se află la guvernare acum un an de zile, au venit la guvernare, să nu credeți cumva că n-au știut despre această situație, să nu credeți cumva că n-au știut că se poate ajunge la această situație gravă când un singur mafiot în țara asta va veni să cumpere un partid și să-l conducă. Au știut destul de bine. Eu nu mi-atribui meritul de a fi fost un proroc și ar fi fost unul care ar fi... Vă rog foarte mult să nu vă abateți de la subiectul pe care degeaba mă rugați, pentru că eu am timpul meu de antenă. Nu. Deci nu. Deci aveam o ordine stabilită, niște subiecte pe care le abordăm. Da, pe dar dumneavoastră îmi luați din timpul meu de antenă. Dumneavoastră îmi luați din timpul meu de antenă. Vă rog foarte mult să vă veniți la subiectul pe care îl discutăm în această emisiune. Degeaba dumneavoastră insistați pe subiectul ăsta, pentru că... În caz contrar, voi fi nevoie să întrerupe emisiunea în această emisiunea și eu mai bine mă duc. Dar vreau să vă spun o chestie. Deci dumneavoastră greșiți foarte mult dacă credeți că așa se face o campanie electorală. Și probabil că noi vom depune o sesizare la CET. Eu vreau foarte mult să vă referiți la subiectul pe care... Dar nu se poate să duceți lumea pe hățișurile unei discuții absolut, care nu are absolut nimic cu această campanie electorală. Îmi pare rău, doamnelor și domnilor, sunt nevoiți să întrerup emisiunea pentru câteva momente. Doamnelor și domnilor, am revenit în studio. Între timp, domnul Sergiu Mocanu, reprezentant al Partidului pentru Neam și Țară, a părăsit acest studio pentru că nu s-a conformat subiectului pe care ni l-am propus să-l discutăm în această seară, agricultura.